Bună ziua! Bine ați venit la Banca Națională, stimați reprezentanți ai presiei economice. Astăzi ne-am adunat să discutăm un subiect care se află în centrul atenției întregii societăți, și anume subiectul ce ține de inflație. Voi prezenta primul raport asupra inflației din acest an, în baza căruia, tot astăzi, a fost aprobată și decizia de politică monetară de către Banca Națională a Moldovei. Din start, țin să menționez că abordarea băncii centrale este una pragmatică, fundamentată pe o analiză complexă a fenomenelor și evoluțiilor ce au loc în aceste vremuri incerte, pe care le simțim cu toții, nu doar la nivel de țară, dar și la nivel de fiecare cetățean. Fenomene care au loc nu numai la noi în țară, dar în toată lumea, la nivel global. Chiar cele mai mari economii acum sunt afectate de un val de inflație fără precedent. Banca Națională face tot posibilul pentru a gestiona eficient această situație, așa încât să fie asigurată în continuare o stabilitate macroeconomic și stabilitate financiară în țara noastră. Să venim cu răspunsul cel mai potrivit la procesele inflaționiste, astfel ca să fie asigurată o revenire cât mai rapidă la ținta inflației după depășirea acestor șocuri inflaționiste. Așadar, să trecem la nemijlocit la raportul inflației pe care vă-l prezint. Voi începe cu evoluția inflației. Cred că ați văzut toți în presă, au fost anunțat toți indicatorii de Biroul Național de Statistică. Avem o inflație care la începutul anului se afla sub pragul, sub ținta inflației stabilite de Banca Națională, chiar și sub limita de jos a coridorului. Aceasta se datorează fenomenilor care au fost create în economie de criza pandemică, când cererea agregată, nu numai la noi, dar și la nivel global, a fost constrânsă puternic de măsurile restrictive, de restricțiile de călătorie, de circulație a mărfurilor și așa mai departe. Astfel, prețurile în toată lumea au avut o evoluție foarte lentă, economiile au fost în scădere, ca și la noi de altfel, în special în anul 2020, respectiv cererea agregată era foarte mică, inflația joasă. În acea perioadă, Banca Națională a venit cu o politică monetară stimulativă. Noi am redus la minimul istoric rata de bază, noi am relaxat foarte mult rezervele obligatorii, astfel am pus la dispoziția băncilor mai multe lichidități pentru a susține economia. Și economia a început să-și revină. Veți vedea mai târziu că în a doua jumătate a anului, economia a început foarte rapid să-și revină și chiar a depășit nivelul pre-pandemic. Totodată, inflația, după cum vedeți, a atins nivelul 13,9% la finele anului 2021 și 16,6% chiar acum a fost anunțată cifra care a fost atinsă la nivelul la finele lunii ianuarie. Care sunt cauzele acestei inflații? În primul rând, generalizând, voi zice că sunt niște șocuri de ofertă, adică niște valuri de creștere a prețurilor care au venit din exterior și care au nimerit la noi, au venit pe piața noastră exact în faza când economia își revenea foarte rapid, adică cererea noastră agregată creștea foarte repede. Și atât drept rezultat avem această evoluție a inflației. Dacă să vedem pe componentele indicelui prețurilor de consum, vom vedea că ele n-au crescut toate la fel, dar de aici este evident că cea mai mare creștere au avut prețurile la combustibil și asta reflectă ceea ce s-a întâmplat în piețele externe și anume ceea ce țin de prețurile la carburanți. Au crescut foarte mult prețurile la produsele alimentare, în special într-a doua jumătate a anului. Asta e iarăși un efect creat la nivel global de creșterea cererii agregate.
Și mai târziu, acum toamna, deja începând cu luna a 10-a, vedem o creștere bruscă a prețurilor reglementate, care în special a fost susținută de așa numită criză a gazelor, care iarăși a contribuit la creșterea acestei componente, care a atins 17%. Inflația de bază a avut o creștere mai lentă și a ajuns acum la sfârșitul lunii ianuarie la nivelul de 10%. Dacă să vedem contribuția fiecărei componente la inflație, atunci este vizibil că cea mai mare contribuție la creșterea inflației o au produsele alimentare. Cum am zis încă o dată, ea a fost susținută de șocurile externe. La fel de șocurile externe au fost susținute prețurile la combustibil și prețurile la reglementate. Deja răspuns la toate aceste procese, precum și rezultata a recuperării rapide economiei din Republica Moldova, avem și creșterea inflației de bază. Drept confirmare a faptului că ne confruntăm cu șocuri inflaționiste care vin din afară, sunt aceste grafice care prezintă evoluția indicilor produselor alimentare, iată, deci vedem graficul din stânga, coloanele de culoare verde, ele reprezintă evoluția, deci ritmul de creștere a prețurilor internaționale la produse alimentare, care vedem că au fost peste 30% în ultimele luni. Tot așa, la fel de înalt, sunt și prețurile la materiale de bază, iar prețurile la energie au avut un ritm de creștere enorm în comparație cu celelalte. Deci, asta este principala sursă a inflației. Încă o dată, ca să-i punem o diagnoză, este inflație care a venit de pe piețele externe și care a merit exact în faza de recuperare rapidă a economiei Republicii Moldova. De ce este important să menționez că a venit pe această fază de recuperare? Că în această fază și cererea agregată la noi în țară era în creștere, era destul de puternică, de ce șocurile s-au răspândit destul de rapid. Multe din aceste șocuri noi nu am putut să le prevedem. De exemplu, criza gazelor, noi nici în luna septembrie, chiar luna octombrie, negociam programul cu fondul, încă nimeni nu știa că se va ajunge la așa o criză, dar ea până la urmă s-a materializat. Dacă să vedem abaterea de la prognoza noastră precedentă, atunci vedem că prognoza noastră, deci de la prognoză noi ne-am abătut cel mai mult cu produsele alimentare și cu prețurile reglementate. În special, în trimestrul 4, prețurile reglementate ne-au dat cea mai mare sursă de abatere de la prognoză. Iată cum arată propriu-zis abaterea prognozii pentru trimestrul 4. Deci noi ne-am abătut de la ultima noastră prognoză cu 2,4 puncte procentuale. Iar dacă să vedem pe componente, cea mai mare abatere este la prețuri reglementate, este de 7,1 puncte procentuale, urmată de combustibil cu 2,5 puncte procentuale și produsele alimentare cu 2 puncte procentuale. Asta vorbește încă o dată, că confirmă încă o dată faptul că au venit și șocuri mai mari decât ne-am așteptat noi pe cele trei componente. Inflația de bază a deviat doar cu 0,9% față de prognoză. Să mergem puțin să vedem deci terenul pe care se propagă aceste șocuri inflaționiste. Cum am mai zis, în economie în anul 2021 foarte activ se reface după criza pandemică. Observăm ritmurile de creștere în trimestrul 2 și în trimestrul 3. Bine, în trimestrul 2 creșterea este foarte mare, având în vedere efectul de bază foarte mic din trimestrul 2 anul 2020, când a fost acel lockdown. Însă vedem că trimestrul 3 deja avem o creștere de 8,3% și cam veți vedea mai târziu, cam aceeași creștere este așteptată și pentru trimestrul 4.
Dacă să vedem de unde vine această cerere agregată, păi iată cu roșu este consumul gospodăriilor casnice și vedem că în trimestrul 3 deja aici avem cea mai mare presiune, adică cea mai mare sursă de creștere, cea mai mare contribuție la cerere agregată o are consumul gospodăriilor casnice. Dacă să ne uităm mai atent la consumul gospodăriilor casnice, vedem că el a crescut cu circa 20% în trimestrul 2 și circa 11% în trimestrul 3 anul 2021. Creșterea lui se datorează în mare parte creșterii surselor de finanțare. Partea, graficul de partea dreaptă demonstrează acest lucru. Și noi vedem creștere practic pe toate sursele de finanțare a consumului casnic. Avem și creștere pe remitențe, cea mai mare creștere și contribuție avem de la fondul de salarizare și asigurări sociale, dar vedem că și creditele acordate persoanelor fizice tot au o contribuție destul de puternică la sursele de finanțare. Dacă să ne uităm atent, vedem că diferența între finanțări și consum se îngustează spre trimestrul 3, ceea ce vorbesc despre faptul că oamenii, o mai mare parte a veniturilor sale, o direcționează spre consum și mai puțin spre economii, ceea ce iarăși și mai mult stimulează cererea agregată. Un grafic cam frânt, dar pe scurt să mă opresc pe el, vorbește despre veniturile și cheltuielile bugetului public național. Și dacă să ne uităm începând cu anul 2021, practic toate, cât veniturile, atât și cheltuielile, se situează pe un palier destul de pozitiv, ceea ce înseamnă că și cheltuielile bugetare au susținut destul de puternic cererea agregată și creșterea economică. Partea stângă a graficului vedem remitențele. Ele și-au revenit foarte puternic în a doua jumătate a anului 2020. În anul 2021 au rămas mai mult sau mai puțin constante, dar destul de înalte și astfel au susținut și ele în felul său cerere agregată. Pe partea dreaptă a graficului vedem cheltuielile ce țin din bugetul asigurărilor sociale. Și iarăși vedem că în ultimele luni a anului avem iarăși un impuls destul de pozitiv și din partea bugetului de asigurări sociale. Vorbim de acele majorări de pensii, adică compensații, când s-au majorat pensia minimă până la 2000 de lei. Faptul că activismul economic crește ne demonstrează și volumul mărfurilor transportate. Iată graficul din partea stângă, care ne demonstrează că indicatorii sunt foarte înalți deja din trimestrul 2021 și rămân foarte ridicați până la finele anului. Dinamica comerțului cu amănuntul, adică ritmul de creștere, este puternic pozitivă, ca graficul din partea stângă, linia roșie. Ceea ce vorbește iarăși, ne confirmă ipoteza că consumul gospodăriilor casnice a crescut puternic. Interesant că comerțul cu amănuntul, adică este comerț oficial cu amănuntul, este în scădere, ceea ce nu confirmă, vine în discordanță cu ceilalți indicatori, ceea ce ne face să credem că probabil, iarăși, ponderea comerțului neoficial în comerț cu amănuntul, iarăși a început să crească, respectiv acel comerț scapă din statisticile noastre. Dacă să vedem ce se întâmplă în industrie, atunci observăm aici că indicele prețurilor la produsele industriale iarăși are o creștere și în special are o puternică creștere în ultimii ani, drept răspuns în ultimele luni a anului 2021, drept răspuns la acele șocuri care au venit pe partea de surse energetice și alte materii de bază care sunt deseori de import. Asta ne spune că sunt presiuni inflaționiste și pe partea costurilor și probabil că aceste costuri care acum sunt incorporate în costurile de producere a produselor industriale vor da o presiune inflaționistă și pe viitor.
Cum am mai zis, iată acest grafic ne confirmă faptul că economia și-a revenit și se reface cu un ritm alert. Deci estimarea noastră a PIB-ului pentru trimestrul 4-2021 este tot de circa 8,2%. Iarăși este o estimare a Băncii Naționale, încă nu sunt date oficiale, o estimare, aș zice, destul de prudentă, dar care ne confirmă ipoteza că creșterea agregată este și ea destul de puternică. Dacă să vorbim de indicatorii monetari, iarăși revin la ceea ce am spus de la început, noi în timpul pandemiei am relaxat la maxim politica monetară ca să asigurăm o susținere economiei în perioada pandemică. Respectiv, aici vedem lichiditatea excesivă în sistemul bancar, care rămâne a fi înaltă, dar observăm că în ultima perioadă a scăzut și a scăzut în primul rând datorită faptului că băncile au început să crediteze mai activ și a apărut cererea de credite din partea economiei. Iată, vedem stocul creditelor, evoluția lui, deci la finele perioade raportate avem o creștere de 33,6% a creditelor acordate în lei moldovenești. Asta e stocul de credite. Dacă să vorbim de dinamica creditelor noi, deci noi vedem că creditele tot au crescut până la finele anului 2021. În ianuarie 2022 vedem o scădere, dar rămâne să vedem, probabil că este o scădere sezonieră, de fiecare dată în august acest indice scade, să vedem cu ce viteză va crește mai departe acest indice care se numește creditele noi acordate în economie. Ce este bine că, per total, sistemul rămâne bancar destul de stabil, lumea are încredere în leu moldovenesc, vedeți că rata de dolarizare rămâne constantă, deci noi avem pe credite, deci ponderea creditelor în valută străină este în permanentă scădere, ponderea depozitelor variază în jur de 40-41%. Este mai mult sau mai puțin constantă. Ceea ce ne spune despre o situație cât de cât stabilă în piață. Și asta vrem să menținem ulterior și cu politica noastră monetară. În prognoza noastră, noi am luat și ultimele evoluții din mediul extern. Iată, vedem evoluția prețurilor la gaze din Europa. Deci, criza gazelor naturale în Europa continuă, din câte vedeți. Prețurile cât la cele din forward-uri din Olanda, care este un indice referință, dar și prețul de import a gazelor pe care îl achită Republica Moldova, vedeți că a avut picuri, scăderi, dar rămâne destul de înalt. Înțelegem că prețul gazelor are un impact puternic asupra inflației, în special acum în perioada rece a anului. Dacă să ne gândim la ce să ne așteptăm pe viitor, păi iată în graficul din dreapta, vedem liniile cererea și consumul versus oferta de petrol pe piața mondială și vedem că practic pe parcursul anului 21 și anului 22 o cerere este permanent ceva mai mare decât oferta de petrol. Și asta explică acea creștere a prețurilor la petrol și respectiv spune că ne arată că nu putem să ne așteptăm la o scădere a prețurilor în viitorul apropiat. Ce a făcut Banca Națională în aceste condiții? Sigur că în aceste condiții Banca Națională a găsit de cuviință să vină cu măsuri restrictive de politică monetară. Deci noi vedem evoluția ratei de bază. Noi am majorat-o până la 8,5%, care ultima decizie din luna ianuarie în anul 2000,
anul 2022. Observăm că noi, să vedem pe graficul din dreapta și comparăm unde suntem noi cu decizia asta. Noi, practic, ne aliniem cu celelalte țări, dar am pornit de la un nivel mult mai jos. Deci noi am pornit în iulie 2021, noi avem rata de bază doar 3,7, mult mai jos decât în alte țări. Deci noi eram mult mai stimulativi. Ceea ce înseamnă că noi creștem acum rata de bază într-un ritm mult mai alert decât în alte țări, ca să stabilim aceste procese inflaționiste. Iată aici pe grafice sunt reprezentate evoluțiile cât inflației, atât și ratei de bază în mai multe țări. Și observați cam aceeași configurație, aceeași pattern de evoluție și a inflației și a ratei de bază în toate țările. Țări similare ca noi, cum sunt Ucraina, Georgia și Armenia, toți se confruntă cu creșterea inflației și toți majorează rata de bază. Vedem țări mai spre vest de noi, economii puțin mai mari, mai dezvoltate, deci acolo și ritmul de creștere a inflației nu este atât de mare și respectiv și pasul cu care cresc ratele de bază la fel nu este atât de mare. Sigur că a apărut foarte des întrebarea în spațiu public de ce în Moldova este inflația mai mare, de exemplu, decât în România, Polonia, Ungaria și alte țări. Asta se explică, în primul rând, prin structura coșului de consum. Deci, având în vedere că noi suntem o țară cu un nivel de venituri mai jos decât în țările care sunt prezentate acum pe acest slide, ponderea, de exemplu, a produselor alimentare la noi este mult mai mare decât la aceste țări. Deci, ponderea produselor alimentare în indicele prețurilor de consum în Moldova este de peste 30%. Respectiv, șocurile produsele alimentare dau o creștere mult mai mare. Pe lângă aceasta, Republica Moldova este o economie mică și deschisă. Când spun că este deschisă, înseamnă că barierele de comerț sunt foarte mici și atunci economia foarte repede se aliniază la prețurile din regiune. Când vorbim că economia, piața este mică, o piață mică întotdeauna are și anumite ineficiențe, pentru că, în virtutea faptului că jucători pe piață sunt mai mult. Respectiv și evoluția prețurilor poate avea un caracter mai diferit decât într-o piață mare, unde sunt foarte mulți jucători, este o inertitate mai mare a pieței și, respectiv, procesele inflaționiste decurg mai lent. Aici am prezentat pe acest slide evoluția aceleași rate de bază și a inflației în Kazahstan, Turcia și Federația Rusă. Deci, vedeți, Federația Rusă undeva repetă și ea comportamentul țărilor din regiune, cum suntem noi, Ucraina, Georgia. Mai deosebit este evoluția din Kazahstan. Bine, în Turcia știm cu toții că inflația a crescut extraordinar de mult, deci cred că nu poate fi ca un punct de comparație. Și toate țările din regiune, iată, uitați în ultimele 10 zile, în perioada de la 1 până la 10 februarie, au majorat ratele de bază. Banca Centrală Armeniei, Angliei, Cehia, Polonia, Islanda, România, Banca Centrală Rusiei. Deci toate țările acum luptă cu acest val inflaționist care se propagă în toată lumea. Și când spun că se propagă în toată lumea, trebuie să avem în vedere că chiar în Uniunea Europeană, unde economia este mult mai mare și mult mai inertă la aceste șocuri, inflația a trecut de 5%. În Statele Unite, inflația a ajuns la 7%, deci o inflație nemai văzută de mai multe decenii. Deci toate țările se confruntă cu acest val. Și fiecare țară, în dependență de structura economiei sale, în dependență de condițiile sale monetare, găsește răspunsul său la aceste șocuri. Și fiecare bancă centrală vine cu rețeta sa. Dar
cam după cum observăm, toți vin acum cu măsuri de restricționare a politicii monetare. Astfel, în baza celor pe ce vi le-am prezentat, noi am făcut prognoza inflației pe termen mediu. Deci, conform acestei prognoze, noi ne așteptăm că vor continua să fie înalte prețurile la produsele alimentare în regiune, prețurile la combustibil vor fi înalte, poate ritmurile de creștere nu vor fi atât de înalte, dar deja nivelul va fi destul de înalt. Cel mai complicat pentru noi sunt multe necunoscute, care țin de unele decizii pe prețurile reglementate. Deci înțelegem că ne așteptăm la anumite ajustări a tarifelor pe energie electrică și probabil că nu odată, pe parcursul anului curent. Noi încă nu știm cum vor fi mai departe deciziile și cei ce țin de tariful la gaze. Încă nu știm pe deplin care va fi până la urmă răspunsul guvernului la situația nouă economică, adică cum va fi implementat bugetul care a fost votat și care vor fi amendamentele și ajustările la acest buget, adică cu ce politici fiscale va veni guvernul. Asta încă rămâne guvernul să decide de ce asta pentru nou ne lasă un nivel anumit de incertitudine. Dar luăm în calcul acele pronosticuri care se fac pentru piețele externe. Deci, dacă observați, cam pentru zona euro și pentru Federația Rusă, vedem că estimările creșterii economice pentru 2021 au fost revizuite în sus, iar estimările de creștere economic pentru anul 2022 sunt revizuite puțin în jos. Despre ce vorbește asta? Despre ce? Că procesele inflaționiste în toată lumea vor afecta negativ ritmul de creștere economic. Probabil că același lucru se va întâmpla și la noi. Inflația este revizuită în sus pentru anul 2022, cât și în zona euro, atât și în Federația Rusă. Eu vorbesc de prognoze. Dacă să vorbim de prețurile la resurse energetice, deci ce observăm noi? Că din previziunile anterioare, care le-am incorporat în prognoza precedentă, cea mai mare schimbare, cea mai mare modificări, deci devieri, le vedem la prețul la gaze. Aici șocurile sunt cele mai mari și observați că noi, în graficul dreapta sus, noi acum suntem exact în picul acestor devieri, deci ritmul de creștere la moment probabil că este cel mai mare. Ne așteptăm, conform prognozelor, adică consensul care este în piață, că acest ritm de creștere să scadă și noi să avem o stabilizare a prețurilor pe viitor. Se așteaptă că ritmurile la petrol să rămână destul de înalte, între 70 și 80 dolari. Se așteaptă să rămână destul de înalte prețurile la produse alimentare. Poate ar putea să fie o scădere deja spre sfârșitul perioadei de prognoză, adică în anul 2023, dar incertitudinea este destul de mare, până atunci este încă foarte mult timp. Însă, ceea ce ține ritmul de creștere, noi vedem că deja indicele FAO, adică indicele prețurilor la produse alimentare internaționale, nu va mai crește atât de repede cum a crescut până acum. Deci el se va stabiliza la un nivel mai înalt și nu va produce șocuri suplimentare. Pur și simplu ne va ține la un nivel înalt pe o perioadă mai lungă. Reșind din acestea, iată, aceasta este graficul care reprezintă prognoza inflației. Cu linia roșie reprezintă scenariul de bază. Observăm că inflația va continua să crească și va fi înaltă până în trimestrul 3 2022, după care noi sperăm că ritmul de creștere a prețurilor să înceapă să se tempereze. Și dacă
vom implementa măsurile noastre de politică monetară pe care le preconizăm. Și vor fi alte ingrediente de care să vorbesc mai târziu, vor fi la locul lor, atunci ar putea spre finele perioadei de prognoză să revenim spre țintă. Iar în coridorul inflației să revenim în mijlocul anului 2023, adică în trimestrul 2 sau 3. Există probabilitate de, ca să deviem de la scenariul de bază și acest spread cu de culoare roz arată unde ar putea să deviem de la această inflație. Ele depind de acele incertitudini de care am vorbit. Cu cât va fi ajustat tarifele la energie electrică și când vor fi ajustate, cu cât vor fi ajustate tarifele la gaz, care vor fi mai departe măsurile luate de guvern și așa mai departe. Deci acestea toate rămân să se manifeste în viitor. Deci noi considerăm, iată, scenariul de bază, cel cu linia roșie. Voi menționa că așa o evoluție a inflației presupune implementarea acelor politici, decizii de politică monetară pe care urmează încă să o anunț mai târziu. Să vedem pe scurt evoluția celor patru componente a indicilor prețurilor de consum. Noi vedem că inflația de bază încă urmează să mai crească, deci urmează să se transmită unele efecte de rundă a doua de la șocuri inflaționiste, dar totodată la noi inflația de bază, având în vedere că nu suntem o țară puternic industrializată, în inflația de bază intră o sumedenie de produse industriale importate. Deci aici este, și aici este o componentă puternică de import. Deci va fi și presiunea din partea produselor importate pe inflația de bază. Prețurile la produsele alimentare. Deci ritmul de creștere, eu cred că noi am ajuns la picul ritmului de creștere sau suntem aproape de el. Vom avea un ritm de creștere înalt încă 2-3 trimestre, după care ritmul de creștere, conform prognozei noastre, ar trebui să scadă. Nu vorbesc de scăderea prețului, vorbesc de scăderea ritmului de creștere. Adică revenire la un ritm de creștere normal a prețurilor. Pe prețurile reglementate, după cum vedeți, noi estimăm că încă urmează să avem anumite impulsuri proinflaționiste, deci anumite ajustări a tarifelor care vor da o accelerare a ritmului de creștere a prețurilor. Prețurile la combustibil, noi sperăm și analizele noastre arată că noi picul creșterilor deja l-am depășit, deja de acum încolo creșterea la prețuri la combustibil poate ar fi epizodic uneori mai mare, dar ca tendință, deci creșterea va începe să, ritmul de creștere începe să se diminueze. Astfel, dacă să vorbim despre devierea de la prognoza precedentă, noi vedem că noi acum venim cu o prognoză cu un ritm de inflație mai mare și devierea cea mai mare în prima perioadă a orizontului de prognoză vine de la prețurile reglementate, vedeți atât diferențele în graficul din dreapta, cu albastru, reprezintă devierile de la scenariul precedent. Deci cele mai mari devieri în perioada imediat următoare vor veni de la prețurile reglementate, după care va fi un impact a inflației de bază, care probabil că va manifesta o anumită persistență în evoluția sa de-a lungul orizontului de prognoză. Cam asta am avut să vă prezint ca raport a inflației. Acum, urmare a celor prezentate, noi am luat astăzi decizia de politică monetară. Prin decizia de politică monetară de astăzi, Banca Națională a decis să majoreze rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2 puncte procentuale, de la 8,50 la 10,50, adică rata de bază se majorează de la 8,5 la 10,5%.
Respectiv, se majorează ratele dobânzi la creditele overnight cu 2%, de la 10,50 la 12,50, și la depozitele overnight, tot cu 2%, de la 6,50 la 8,50%. Normele rezervelor obligatorii rămân neschimbate, deci cele care le-am decis anterior. Voi aduce aminte că la decizia extraordinară din ianuarie, noi am decis majorarea normelor rezervelor obligatorii în lei, care urmează să intre în vigoare chiar din ziua de mâine, de cât înțeleg eu, conform reglementărilor, și începând cu ziua de mâine, ele se majorează cu 2%. Dar asta a fost decis la decizia precedentă, nu astăzi. Prin decizia asta, ce urmărim noi? În câteva cuvinte. Deci, da, în primul rând, trebuie să fie clar că prin măsuri de politică monetară este imposibil să atacăm nemijlocit frontal acest val de inflație care vine din afara țării. Deci așa numit șoc de ofertă sau inflație importată. Prin măsuri de politică monetară este foarte dificil să le oprim, practic imposibil. Ce putem să facem noi prin politică monetară? Să diminuăm consecințele acestor șocuri. Anume, diminuând efectele de runda a doua. Adică diminuând efectele astea de creșterea prețurilor în lanț. Totodată, un alt efect care îl vrem să obținem noi, prin asta ca șocurile acestea să fie absorbite cât mai rapid de economie și economia cât mai rapid să revină la normalitate, adică inflația să revină în coridor, iar creșterea economică să revină la potențial. Asta ar însemna că de acum încolo este important, am să menționez și celelalte instituții ale statului, să-și îndeplinească fiecare mandatul său, nu are importanță, instituții guvernamentale, instituții independente, fiecare să-și îndeplinească mandatul, dar este important toate instituțiile să-și coordoneze acțiunile în această perioadă complicată, să zic eu, ca să asigurăm că revenim cât mai curând la normalitate. Și, respectiv, dacă asigurăm aceste condiții, șocurile cât mai repede se absorb, cu atât mai repede economia revine la normalitate, la o creștere economică la potențial și să atunci vom reveni deja cu măsuri de relaxare a politicii monetare pentru a susține economia. Vreau să asigur că în acest proces Banca Națională se gândește și la stabilitatea macrofinanciară. Deci majorarea ratei de bază este și ea un pilon de stabilitate macrofinanciară la noi în țară. Deci vorbesc în primul rând de dacă doriți și reducerea presiunilor și pe balanța comercială și pe balanța de plăți. Astfel ca să avem o situație echilibrată și în piața noastră și să avem o stabilitate monetară și valutară. Cam asta am avut să vă comunic. Acum, cu mare drag, voi răspunde la întrebările dumneavoastră. Aș fi foarte recunoscător dacă în întrebări și răspunsuri ne obțin de subiectul inflației, pentru că este un subiect care, într-adevăr, interesează întreaga societate. Агентство «Инфомаркет» Александр Бурдейный. Скажите, пожалуйста, существует ли политическое давление на Национальный банк? Я говорю в том числе об этой ставке. Не так давно произошла утечка информации из Национального банка. Депутат парламента высказался насчет тех же 2% пунктов. Я в этой связи ожидал, что вы пойдете на 1.5 пункта или на 2.5 для того, чтобы показать. Нашли ли вы источник утечки? И вопрос еще в том, насколько вчера госпожа Гаврилица заявила о том, что Национальный банк должен ответить по инфляции. Очень двояко звучит, он отвечает за инфляцию или должен ответить по инфляции. Я прошу вас тоже прокомментировать. Спасибо. Mulțumesc de întrebare. Deci, revenind la incidentul, este într-adevăr un incident regretabil. Eu, cum am spus, am anunțat o anchetă internă. Ancheta e în plină desfășurare.
Eu sper noi rezultatele acestei anchete cel puțin să prevenim astfel de elemente viitor și să nu mai avem astfel de scurgeri de informații. Nu pot să mă plâng că există o anumită presiune politică pe Banca Națională de a lua o decizie sau alta. Bine, politicienii se dau cu părerea, este dreptul lor. În mod normal, dacă n-ar fost acea scurgere, cred că discuția ar fi fost după luarea deciziei, iar deoarece informația a ajuns în piață până la luarea deciziei, discuțiile au început până la decizii, ceea ce nu este normal în sine, dar nu pot să zic că există o anumită presiune politică. Hai să zicem așa, asta e o dilemă clasică în toată lumea, obiectivele pe care le are Banca Națională și obiectivele pe care le are Guvernul. Banca Națională are niște obiective de stabilizator care privește mai departe, care ia unele decizii care uneori contravin, zicem, obiectivelor imediate a Guvernului. Și este un lucru normal. Așa e bine să fie și așa se întâmplă. De ce? Poate uneori și mai apar discuții, poate emoții, dar nimic grav în asta eu nu văd. Atâta timp cât asta sunt doar discuții, consider că lucrurile merg într-un făgaș normal. Ceea ce a spus doamna prim-ministru, eu o iau ca un lucru bun. Într-adevăr, este bine ca Banca Națională să vină cu explicații în fața societății, să explice fenomenele inflaționiste din țară. De ce noi? Pentru că, bine, este în primul rând mandatul nostru, într-a doilea rând, Banca Națională face acele analize foarte profunde, foarte, foarte detaliate în ceea ce ține procesele inflaționiste și vine cu niște explicații profesioniste asupra proceselor. Ce a făcut Banca Națională până acum, eu cred că am explicat pe parcursul prezentării. Noi am venit cu politici de mai restrictive, cu politici de restricționare a politicii monetare, ca să răspundem la cele provocări inflaționiste cu care ne confruntăm. Еще один вопрос, что касается инфляции, прогноза по инфляции. Вы говорите о том, вы прогнозируете, что она будет расти и в третьем квартале включительно. Это при том, что давление энергоресурсов на второй и третий квартал, прежде всего газа, то есть оно будет, ожидается снижение, уже начиная там, с марта, с апреля, когда идет снижение потребления газа. В этой связи, почему с третьего квартала, а не со второго снижения вы ожидаете, с четвертого квартала ожидаете вы снижение только? Почему в третьем квартале инфляция будет еще, вы прогнозируете 20%? И в то же время в четвертом квартале опять начинается отопительный сезон, если Европа будет не готова заполнить свои хранилища, мы опять получим высокие цены на газ. Инфляция зависит, опять же, от динамики, от эффекта базы и какой ритм растет. Deci în trimestrul 2 noi ne așteptăm să mai avem anumite șocuri pe cele reglementate. Și chiar și în trimestrul 3 noi ne așteptăm la anumite ajustări la tarife. Când vorbim tarife, sau doar nu-i energia și gazul, mai sunt și alte tarife. Este apa, este utilitățile, serviciile comunale. Ele toate trebuie să incorporeze acele ajustări la tarifele, cum ar fi energia, cum ar fi gazul, cum ar fi prețul la combustibil. Deci, estimările noastre că aceste ajustări vor avea loc pe parcursul trimestrului 2 și 3. Este inevitabil. Ceea ce va ține inflația și în trimestrul 2 și în trimestrul 3 destul de înalt. În trimestrul 4 și 5, deci, de ce inflația mai joasă? Pur mecanic. Deci, deja creșterea în trimestrul 4 anul 2021 a avut loc. Respectiv în trimestrul 4 2022 nu va crește mai mult, prețurile vor fi înalte, dar nu vor crește mai mult. Respectiv și inflația deja nu va fi atât de mare. Asta ca o explicație mai simplă, asta observat și prin faptul că iarăși prețurile reglementate în trimestrul 4 nu mai au contribuție atât de mare, dar vin deja efectele de la inflația de bază.
O să vă adresăm o întrebare venită de la ProTV, care întreabă care au fost politicile care trebuie implementate pentru a menține controlul asupra inflației și în contextul declarației doamnei Natalia Gavriliță, ce a făcut Banca Națională în ultimele 5 luni pentru a opri această inflație? Deci eu cred că ce trebuie să facă instituțiile, deci nu vreau să dau acum indicații altor instituții, pentru că fiecare instituție are un mandat destul de complex și ia decizii în baza informațiilor pe care le deține. Dar eu cred că este important ca toate instituțiile care fac parte din proces, cele guvernamentale, cele independente, împreună cu Banca Națională, să avem o platformă de coordonare a acțiunilor, ca în această perioadă să luăm deciziile cele mai eficiente. Asta ar fi unicul răspuns care noi putem să-l dăm astăzi mai eficient acestei șocuri inflaționiste. Ce a întreprins Banca Națională, am explicat deja, noi am venit cu măsuri restrictive, astăzi a fost încă o măsură. Banca Națională și mai departe va urmări procesele inflaționiste și în dependență de evoluția acestora, în dependență de situația economică, în dependență de cum va evolua cererea agregată, noi, temperatura economiei, noi vom veni, dacă va fi necesar, cu măsuri de corectare a politicii monetare. Николай Пахальницкий, Ньюсмейкер МД. Можно все-таки уточнить, вы сказали, что для того, чтобы как-то снизить темп роста инфляции, нужно принять те меры, которые вы уже приняли, да, то есть увеличили базовую ставку и кое-что еще. Что еще нужно предпринять, чтобы как-то снизить меры инфляции? Это первый вопрос. Да. Это уже второй. Bine, haideți să, cum am mai zis, propriu-zis șocurile noi nu putem să le oprim. Adică cele valuri care vin din afară, noi nu putem să le oprim. Scuzați dacă mă repet, da? Noi putem să venim să asigurăm că aceste valuri nu provoacă multe ecouri, nu provoacă acele reacții în lanț. Specialiștii le numesc efecte de runda a doua. Prin asta, noi trebuie să temperăm acum cererea agregată. Temperarea cererii agregate noi o facem prin majorarea prețului la bani. Deci noi majorăm prețul banilor. Și acum am să spun niște lucruri care am auzit iar în spațiul public, ce vorbesc cu oamenii, îngrijorările lor. Da, asta vă duce la creșterea ratelor. Creșterea ratelor la dobânzi, la depozite și la credite. Ceea ce ține de și agenții economici și persoanele fizice vor fi afectați. Da, în perioada imediat următoare ar putea să fie anumite efecte negative. Dar noi trebuie să înțelegem cu toții că dacă noi nu trecem prin acest val de majorare a ratelor dobânzilor, noi riscăm să intrăm în o altă realitate, când noi vom avea o inflație persistentă cu creștere economică mică și atunci noi vom fi nevoiți să avem o rată a dobânzii permanent înaltă. Ceea ce facem noi vrem ca la un moment dat noi să revenim la normalitate. Ceea ce înseamnă cu o perioadă anumită vom avea rate mai înalte, după care să venim cu măsuri de relaxare și ratele să vină la normal. Deci asta e scenariul pe care noi vrem cu tot din adinsul să-l realizăm. Вы сказали, что инфляция будет расти еще там где-то полгода. Какой, есть ли какой-то прогноз по базовой ставке, там, какая она будет через полгода, через 9 месяцев? Ну, примерно, хотя бы, не знаю, коридор базовой ставки. Но и рата де базы остабилим индепенденции де эволюции. Акума, ну, врёс фак прогнозы привинды рата де базы. Видим, кум эволюазы лукрули. Окей. Существует ли какой-то риск для падения молдавского лея или для того, чтобы резко начнете увеличивать свои интервенции на валютном рынке? Deci aici încă o dată am să asigur întreaga societate că noi dispunem de resurse, Banca Națională, pentru a asigura stabilitate. Avem rezerve valutare suficiente.
Dar trebuie să fie clar că noi nu vrem să deci spunem la bătaie doar rezervele valutare pentru a asigura stabilitatea. Noi venim cu instrumente mai fundamentale și asta iarăși este același instrument de politică monetară și în primul rând rata de bază. Prin majorarea ratei de bază, ce facem noi? Noi majorăm ratele dobânzilor în piață. Ratele dobânzilor vor crește nu numai la credite, ele vor crește și la depozite. Dacă cresc ratele la depozite, atunci, având în vedere acel venituri mari pe care le au oamenii, deci noi stimulăm ca ei o parte din venituri să nu-i treacă în consum, dar să-i treacă la economie. Asta e un efect. A doilea efect este că crește remunerarea depozitelor în lei. Și atunci oamenii sunt mai cointeresat să-și păstreze și să majoreze depozitele în lei. Cât oamenii țin depozitele în lei, atât este presiune mai mică pe curs. Totodată, dacă oamenii mai pun mai mulți bani la depozite și mai puțin consumă, respectiv este mai puțină presiune din partea importurilor. Pentru că consumul se constrânge și se importă mai puțin. Se importă mai puțin, este, respectiv presiunea pe curs este mai mică. Asta e mecanismele din punct de vedere teoretic. Dacă să vedem landșaftul pe care ne aflăm noi acum, el iarăși este prielnic. De ce? Pentru că noi am avut o recoltă foarte bună de producție agricolă în anul 2021. Și acum această producție se exportă. Și dacă observați, deci la noi cursul BA crește, BA scade, dar în ultimele săptămâni noi avem iarăși o ușoară apreciere. Asta vine datorită faptului că vine valută de la exportul producției agricole. Deci ceea ce înseamnă că în perioada următoare piața valutară va fi puternic, zicem, influențată și stabilizată de aceste intrări de la exporturi. Агентство «Ипотак». Скажите, пожалуйста, что Национальный банк хотел бы видеть в действиях правительства, скажем, фискальной политики или бюджетной политики, чтобы вы в тандеме боролись с инфляцией? Мы видим, что делают другие государства, скажем, понижают акциз, НДС, что сдерживает рост цен. Что можно было бы делать в нашей стране? Спасибо. Bine, este, probabil că o să fie greu să dau anumite rețete guvernului acum ce trebuie să facă. Trebuie să înțelegem un lucru, că inflația fiind mare va avea efect negativ asupra ritmului de creștere economic. Respectiv, noi credem că trebuie să fie un mix de politici monetară și fiscală, astfel ca să stăpânească inflația pe de-o parte, și aici vorbim de o politică monetară restrictivă, dar care să susțină economia în condițiile astea de inflație mare, ceea ce ar însemna o politică fiscală expansionistă. Asta foarte teoretic. Deja detalizarea, sigur că asta ține de competența guvernului. Noi ce ne-am dori o mai multă previzibilitate și poate comunicare, dar nu numai cu guvern, dar și cu celelalte agenții responsabile de decizii pe domeniul economic, ca să avem o previzibilitate mai bună și atunci deciziile noastre vor fi mai calitative. O întrebare venită de la Sputnik Moldova. Cum comentați faptul că au crescut creditele de consum și gradul de împovărare a populației? Ce ar putea întreprinde BNM? Da, creditele de consum ele au crescut foarte mult în ultima perioadă, într-a doua jumătate a anului 2021. Trebuie să înțelegem că creditele de consum, ele au fost acel motoraj care au susținut recuperarea economică în anul trecut. Respectiv, acel motoraj este pornit și noi acum încercăm puțin să-i reducem din turații. Deci ați văzut evoluția lui, el a crescut practic creditele de consum până la sfârșitul anului.
Prin decizia de politică monetară, evident că unul din efectele scontate este temperarea creditării de consum. Inclusiv, nu numai prin rata de bază, dar prin faptul că de mâine se majorează rata rezervelor obligatorii, asta oricum noi scoatem anumite lichidități din piață și le punem în rezervele băncii naționale, asta iarăși trebuie să reducă ritmul de creștere a creditelor de consum. În ceea ce ține de supraîmpovărarea, supraîndatorarea cetățenilor, noi venim cu răspuns și la aceste îngrijorări. Acum se află în spațiu public, la consultări publice, proiectul regulamentului privind creditarea responsabilă. Vreau să menționez că în premieră aceste regulamente vor fi implementate nu numai de BNM, dar și de CNPF, de Comisia Națională a Pieței Financiare. Deci noi mergem cu acțiuni coordonate, practic simultane, pe ambele segmente de creditare și regulamente similare vor fi implementate și de Banca Națională și de Comisia Națională a Pieței Financiare. Aceste regulamente se află la etapa de consultări publice. Imediat după consultările publice, le vom face ultimele ajustări și ne vom strui cât mai curând posibil să le punem în aplicare, astfel ca să asigurăm, să protejăm cetățenii de supraîndatorare. Aceste două regulamente de creditare responsabilă, ele includ, în primul rând, implementarea a două indicatori macroprudențiali. Unul este rata de servire datorii la venituri, deci noi stabilim o limită cât trebuie să fie costul datoriei față de veniturile persoanei, astfel ca o persoană să aibă venituri suficiente să deservească datoria și nu ajungă în situația când nu-i rămâne pentru o bucată de pâine să întrețină familie, dar banca sau organizația de creditare nebancară îi ia toți banii. Și într-a doilea rând, să nu crească prea mult datorie în sensul ăsta. Și într-a doilea rând, a doilea indicator este valoarea gajului către valoarea împrumutului. Aici mai mult se referă la creditele ipotecare, ca să nu ajungem în situația când se fac și abuzuri și aici. Noi sperăm că implementarea acestor instrumente pe toată industria financiară, adică cea care acordă credite, va veni cu o schimbare esențială în procesul de creditare a persoanelor fizice și va reduce semnificativ riscurile pentru persoanele fizice. Геннадий Тодорян, газета Capital Market. Господин президент Банка, вы сказали, что в связи с последними событиями, я говорю про инфляцию, изменятся ставки по депозитам, по кредитам. А по государственным облигациям, на ваш взгляд, насколько сильно изменятся ставки? Вырастут они не до уровня нынешней инфляции? Спасибо. Bine, asta depinde foarte mult și de cererea de fonduri pe care o are Ministerul Finanțelor. Deci, Ministerul Finanțelor iese în piață și emite valori mobiliare de stat la ratele de piață. Și aici depinde iarăși factorul cerere și ofertă. Deci dacă din partea Ministerului Finanțelor cererea va fi mai mare, atunci ei vor trebui să majoreze mai mult rata ca să obțină mai multe mijloace de pe piață. Ce vreau să zic, că majorarea ratei de bază, da, va duce și la majorarea ratelor la valori mobiliare de stat. O întrebare pe care am primit-o de la replica media.md, în ciuda șocurilor inflaționiste, cursul valutar rămâne stabil. Dacă Banca Națională are vreo prognoză în acest sens, va rămâne stabil sau sunt posibile anumite devieri? Noi nu facem prognoze a cursului de schimb, mai mult ca atât noi nici nu țintim un curs de schimb anumit. Am să reiterez ceea ce spun de fiecare dată, Banca Națională, mandatul Băncii Naționale este stabilitatea prețurilor și noi suntem în regim de țintire a inflației, unde cursul de schimb este flotant.
Bine, noi spunem gestionat flotant pentru că noi facem anumite intervenții. Intervențiile noi le facem doar pentru a reduce din volatilitate și din șocuri de moment, ca să nu vină șocuri suplimentare economiei de pe această piață. De ce facem noi intervenții? Pentru că la noi piața tot ce este mic și îngustă și un jucător mai mare, cu o ofertă sau cu o cerere mai mare, poate avea un impact puternic asupra evoluției de moment a pieței. În rest, noi nu țintim un anumit curs. Cursul de schimb este iarăși un instrument de ajustare a economiei la condițiile externe, în dependență de, iarăși, situația internă. Și noi permitem el să se ajusteze în dependență de condițiile fundamentale. Totodată, cum am mai zis, noi avem resurse suficiente, am vedere rezerve valutare, ca să răspundem la toate șocurile și să asigurăm stabilitatea. Totodată, ultima măsură de politică monetară, majorarea ratei de bază, iarăși va avea ca efect o stabilitate mai mare a leului moldovenesc. Domnule guvernator, Victor Ursu de la Bani Medie. Dumneavoastră ați precizat că Banca Națională, urmarea majorării ratei de bază, urmărește ca să scumpească depozitele, ori ca să atragă mai mulți, ca populația să nu consume atât de mult. Acum, ținând cont de faptul ăsta, nu ne putem ne trezi în, de exemplu, cum a fost și până anterior, că se economisească mai mult agenții economici, ca până la urmă băncile să, adică agenții economici se economisească mai mult, ori băncile să crediteze populația din banii pe care îi economisesc agenții economici. Adică, ce vreau să spun, populația să nu economisească, dar în continuare să se crediteze pe fundalul că agenții economici nu economisesc atât de mult, economisesc mai mult pe fundalul creșterii ratei la depozite. Bine, ce spuneți dumneavoastră e o ecuație cu mai multe variabile, dar haideți să începem de la ce e că instrumentele noastre de politică monetară sunt unice pentru toată economia. Deci noi, aplicând, majorând sau diminuând rata de bază, avem același efect pe toate segmentele de creditare, fie corporații, fie IMM-uri, fie persoane fizice. Deci noi pe toți îi afectăm, într-o măsură sau alta. Deci deciziile noastre nu sunt țintite spre anumit segment. Ceea ce spuneți dumneavoastră depinde de foarte mulți factori de conjunctură. Deja aici putem să o oră întreagă să le discutăm, dar iarăși, deciziile business-ului de a se credita, ele depind de anumite circumstanțe. Dacă el are oportunități și intenții de a dezvolta afacerea, de a face investiții. Dacă asta e pentru capital circulant, trebuie să vedem la ce fază a ciclului economic se află el. Sunt în creștere vânzările, sunt în scădere. Acum la toți vânzările încă sunt în creștere, deoarece suntem în creștere economică. Acum s-ar putea ca agenții economici să aibă nevoie de mai multe mijloace circulante pentru a spori cifra de afaceri. Păi, dar noi exact asta urmărim. Deci noi, majorând rata de bază, puțin temperăm acest fenomen. Majorând rata de bază, noi puțin temperăm creditele de consum. Și atunci cetățenii iau mai puțin credite de consum și consumă mai puțin. Și asta e efectul pe care noi vrem să-l obținem cu majorarea ratei de bază. Cu alte cuvinte, noi credem că acum creșterea economică este prea rapidă în condițiile, mai ales, inflației de astăzi. Creșterea economică este prea rapidă. Deci noi vrem să o temperăm ca ea să revină la normal și inflația să revină la normal și să ajungem în viitor la potențialul, creșterea potențială. Dacă noi lăsăm economia prea mult timp sub la încălzită, asta are deja efecte negative pe termen lung, din care este foarte greu de ieșit după asta. Asta este funcția băncilor centrale. Asta este pentru care foarte des băncile centrale sunt, zicem așa, oamenii nu prea iubesc deciziile lor, pentru că banca vine să tempereze creșterea economică atunci când vede că economia se supraîncălzește.
Sigur că nimeni nu asta nu-i place, dar este o măsură absolut necesară. Dacă Banca Centrală nu implementează aceste măsuri de răcire a economiei atunci când ea este supraîncălzită, atunci consecințele pot fi mult mai urâte și pot fi pe termen lung. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. O altă întrebare venită de la portalul Anticorupție. Menținerea leului tare pe fundalul unei inflații atât de mari nu este contraproductivă pentru competitivitatea exporturilor? Înțeleg și contextul întrebării, dar am să revin la ceea ce spun. Noi nu țintim un anumit curs. Noi îl lăsăm el să se ajusteze liber. Deci așa sunt condițiile, așa este conjunctura pieții la moment, respectiv ea se reflectă în cursul de schimb. Ceea ce trebuie să facem noi ca să revenim la competitivitatea economiei, noi trebuie să combatem acele fenomene fundamentale care se numesc inflația. Deci dacă noi nu aducem inflația la normal, la noi toate elementele ecuației vor fi destabilizate. Și competitivitatea din cauza cursului, și balanța de plăți, și tot așa, și tot așa mai departe, și creșterea economică. Deci, până la urmă, temperarea inflației, măcar în termen mediu, trebuie să fie obiectivul nostru și Banca Națională va utiliza toate resursele de care dispune pentru a atinge acest obiectiv. Ion Preașca, mulțumesc.com. Ați făcut așa o recomandare cu o politică fiscală expansionistă, că ar fi o soluție în actuala situație. Dar acesta nu poate avea efect invers, fiindcă odată ce oamenii iarăși o să obțină bani, mulți o să poate să-i schimbe în dolari sau să-i scoată din țară, fiindcă situația oricum economică din regiune este destul de fragilă și peste tot locul există temerea că intrăm într-o nouă criză regională și globală. Asta e una. Da, mersi. Haideți, în primul rând, din prognoza care am făcut-o noi astăzi și evaluările noastre care le vedem noi, deja din ieșind din politici care le-a adoptat guvernul, și anume acea ajustare, indexarea pensiilor, care este una destul de robustă în anul curent, deci începând cu luna aprilie, conform legii noi, deci din calculele noastre ies că, că pensiile trebuie să ajustate substanțial. Deci, în sine, acesta reprezintă un impuls fiscal. Deci, acest impuls fiscal permite să mențină creșterea economică în zona pozitivă anul curent. Și eu cred că este un lucru bun. Este un lucru bun. De ce? Pentru că creșterea prețurilor în sine este un factor care afectează negativ creșterea economică. Respectiv, noi, Banca Națională, prin politica monetară restrictivă, combatem inflația, combatem efectele de runda a doua, iar guvernul, prin deciziile care deja, apropo, sunt luate, va susține consumul și creșterea economică ca să nu ajungem în zona negativă. A doua întrebare se referă la comisioanele bancare, pentru că de mult timp s-a vorbit despre faptul că ele sunt foarte mari în unele cazuri, la anumite, chiar și la credite, la tot asta. Și Banca Națională cumva era acuzată că nu face nimic, că nu întreprinde măsuri pentru cumva a obliga băncile să mai tempereze politicile acestea. Când vorbim că comisioanele sunt foarte înalte, asta e un termen relativ. Cu ce le comparăm? Dacă se comparăm cu, chiar să trecem în România, vom vedea că agregat, dacă să agregăm toate comisioanele, nu cred că în Moldova comisioanele sunt mai mari, dar cred că chiar cifrele vor vorbi în favoarea sistemului bancar din Moldova. În același timp, trebuie să înțelegem că comisioanele, asta este sursa de venit a băncilor. Asta este prețul serviciilor pe care le prestează băncile. Noi vrem băncile să presteze servicii calitative. Noi vrem băncile să aibă guvernanță sănătoasă, să fie gestionate eficient. Asta costă bani și costă mult.
să zicem că este, noi nu putem zice că băncile abuzează de lucrul ăsta, pentru că totuși piața este competitivă. Noi avem 11 bănci. Noi avem 4 bănci sistemice cu o cotă de piață mai semnificativă, ce ne asigură un mediu foarte competitiv. Deci băncile își ajustează inclusiv și comisioanele reieșind din competiția pe piață. Dar să mergem noi să-i restricționăm, să le impunem anumite prețuri la serviciile sale, băncilor, nu este corect din punct de vedere economic și probabil că nici nu este constituțional. Pentru că asta este prețul serviciilor unor agenți economici. Nimeni astăzi nu poate să meargă să impună prețurile la pâine, prețurile la nu știu mai ce mărfuri acolo. Fix așa și prețurile serviciilor de la bănci. Ele se formează în condiții de concurență liberă. Deci, ca o precizare, este, de exemplu, chiar transferul de bani de pe un cont la o bancă la altul, îți ia 2% comisiune, ceea ce chiar în sistemul bancar pare, ai trimis, cumva îmi pare destul de... Dar asta e opinia mea. Eu am vrut să revin la alt subiect referitor la, iarăși, declarațiilor unui politician, că s-ar putea scoate iarăși bani din rezerva de stat, din rezervele băncii naționale, pentru a stimula economia, pentru a ajuta agenții economici să facă față situației actuale. Cumva Banca Națională poate și-a refuzit sau tot a rămas la ideea cea veche? Eu, în primul rând, n-am auzit de așa declarații. Au fost câteva săptămâni în urmă, chiar. Nu știu, poziția băncii naționale rămâne neschimbată. Au mai fost declarații și intenții de a utiliza rezervele băncii naționale în alte scopuri decât cele pentru care ele există, sunt create, și Banca Națională a avut o poziție fermă și va avea aceeași poziție în continuare, și vreau să dau asigurări în 30 societăți că Banca Națională va asigura că rezervele statului, care sunt rezervele care aparțin poporului, vor fi gestionate eficient și corect. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată vreau să asigur întreaga societate din partea Băncii Naționale că noi, cu echipa de profesioniști pe care o avem aici, vom face tot ce ne stă în puteri ca să asigurăm stabilitatea financiară în țară. Vom face totul ca să aducem cât mai repede inflația la țintă, la ținta de 5%, așa cum este prevăzut în politica noastră. Noi pentru asta avem resurse, avem rezerve, sperăm să avem și susținerea din partea celorlalte instituții ale statului. Mulțumesc foarte mult!